Folosește codul ADVICE pentru 10% reducere la fiecare comandă de pe stickered.com, de unde poți comanda stickere personalizate, rezistente la apă și pe care le poți lipi pe aproape orice suprafață, iar dacă comanzi peste 50 de stickere, livrarea e gratuită. Ai linkul în descriere. Vorbim foarte despre acest canal, despre cum să fii un om civilizat și prezentabil, și pentru asta nu contează doar aspectul, ci și mai ales ce scoți pe gură și modul în care o faci. Așa că astăzi vreau să vorbim despre 5 lucruri de care trebuie să ții cont dacă vrei ca celor din jurul tău să le facă plăcere să te asculte. Pentru că oamenii de succes, liderii și cei care conduc au această capacitate de a atrage atenția oamenilor atunci când vorbesc și de a-și exprima coerent gândurile. Hai să vedem despre ce e vorba. Primul lucru pe care trebuie să-l faci dacă vrei să vorbești ca un domn este să nu folosești cuvinte obscene. Există oameni care folosesc cuvinte obscene la fiecare propoziție pe care o spun. Și înțeleg, în grupul de prieteni pe care îi știi de nu știu câți ani, nu o să vorbești prea elevat, dar nici să spui o înjurătură la fiecare secundă nu mi se pare un lucru de bun gust. Sigur, în grupul tău de prieteni poți să folosești cuvinte urâte, de exemplu dacă spui o glumă și faci oamenii să râdă, atunci se cam justifică. Dar cu oamenii pe care nu-i cunoști bine, cu cei pe care abia ai întâlnit și cu fetele, evită să vorbești urât. Al doilea lucru pe care trebuie să-l faci este să spui mulțumesc și te rog. E important să fii politicos și să apreciezi efortul pe care ceilalți oameni îl fac pentru tine, pentru că și tu vrei să fii apreciat și de aceea trebuie să oferi ceea ce vrei să primești. Exersează asta. Încearcă să spui te rog atunci când ceri ceva cuiva și o să vezi că o să fie mult mai receptiv în a te ajuta decât dacă nu o făceai. Și la fel, când primești ceva, spune mulțumesc, pentru că acest gest apare nesemnificativ, funcționează ca o confirmare pentru cel care te-a ajutat că a făcut ceva bun și sunt șanse mai mari să o facă din nou. Al treilea lucru pe care trebuie să-l faci ca să vorbești ca un domn este să îți îmbunătățești vocabularul. Așa cum ai învățat în clasa a 5-a și a 6-a, vocabularul conține două componente, și anume vocabularul fundamental, adică cuvintele pe care le folosești foarte des în viața de zi cu zi, și masa vocabularului, adică cuvintele care nu sunt atât de răspândite. E bine, ați îmbunătățit vocabularul înseamnă să știi cât mai multe cuvinte din masa vocabularului, să ai mai multe variante să compui o propoziție și să-ți transmiți gândurile și să nu te blochezi dacă uiți un cuvânt, pentru că îi știi sinonimul. O soluție poate învechită, dar eficientă pentru a cunoaște cât mai multe sinonime pe care o știu de la tatăl meu este să completezi rebusuri. O altă soluție este să citești și atunci când întâlnești un cuvânt pe care nu îl cunoști, intră repede pe Dex Online și vezi ce înseamnă. Făcând aceste lucruri, înveți să-ți comunici cât mai repede și foarte eficient gândurile și vei fi de neoprit. Al patrulea lucru pe care îl poți face ca să vorbești ca un gentleman este să elimini ticurile verbale. Gen, să nu folosești gen cuvinte gen ca gen. Gen. Ticurile verbale, precum cuvântul gen, folosit în mod repetat, nu aduc nicio încărcătură suplimentară enunțului, adică puteai să spui propoziția foarte bine și fără acest cuvânt și avea exact același înțeles. Noi în Oltenia avem ticul verbal băvere. Zicem asta la fiecare propoziție și recunosc și eu sunt destul de vinovat. Dar măcar trebuie să limitezi aceste ticuri verbale dacă vrei să suni ca o persoană coerentă și care știe ce vorbește. Și în final, al cincelea lucru pe care trebuie să-l faci ca să vorbești ca un domn este să vorbești hotărât. Eram odată la orele online și profesorul a atras atenția studenților că fiecare răspuns pe care îl primea era formulat ca o întrebare. Asta denotă că nu ești sigur pe ceea ce spui și că poți fi ușor influențabil. De aceea trebuie să treci informațiile prin filtrul gândirii și apoi să scoți ceva pe gură. Prima dată gândește înainte să spui ceva și abia apoi vorbește, nu invers. Așadar, ca să vorbești ca un gentleman, nu contează numai cum spui lucrurile, ci și ce spui. Trebuie să fii hotărât și sigur pe ceea ce vorbești. Da, oameni, acesta a fost videoclipul de astăzi. Dacă v-a plăcut și v-a fost de ajutor, vă rog frumos să-l distribuiți mai departe, să vă abonați, bineînțeles, dacă n-ați făcut-o, și să-mi dați un follow la ADVICE pe Instagram, unde puteți, bineînțeles, să-mi adresați orice fel de întrebare legată de viața voastră personală, eu voi încerca să vă ajut. De asemenea, dacă ai o problemă urgentă și vrei să primești un răspuns mai rapid decât pe Instagram, unde răspund cam la 2 săptămâni pentru că am multe mesaje din urmă la care nu am răspuns, apasă pe butonul alătură-te de mai jos și vei primi numărul meu de telefon unde îmi poți da mesaj și îți voi răspunde în aceea zi. Și acestea fiind spuse, eu am fost ADVICE sau Eddie și până data viitoare, nu uita, pune eu în reușită, nu un rateu. Pa, pa!